Revenim, așadar a rămas la stadionul de la Târgu Jiu, au stadion, la nouă echipă, da, o echipă în B totuși. Vor juca acolo, deci, Pandurii. Vor juca acolo, cei de la Pandurii. Să gândim puțin. Dar stadionul, ei unde joacă acum? La Motru? La Motru. Stadionul la Motru este al primăriei, da, dar este predat Pandurilor până în 2020. Predat, nu știu termenul, comodat, 2020, închiriat. Adică încă 3 ani. Da, da, da. Am înțeles. Din spusele principalului, sau nu știu dacă nu mai e finanțator, Condescu, președinte. Da, Condescu mai e pe acolo cu fotbalul. Da, el, să zic așa, el este el mai lucrează sau e la pensie acum? Nu știu, e capul de tot, e capul în continuare. Exact, da, da. El este cel care decide acolo, dar am auzit că, dacă, din punct de vedere legal, pentru că n-au jucat câțiva ani de zile, acest termen de 2020 se poate prelungi. Da, eu l-am văzut aici la Petroșani, într-un meci amical, nu era aici, la început, înainte de a începe campionatul, am jucat și dimineața cu Pandurii un amical și am stat cu dânsul de vorbă, dar prea puțin așa, nu l-am înțeles, era așa totul, amalgamat. Lumea îl acuză... Nu mi-a explicat mie neapărat, dar pe explica acolo, într-un grup. Da, lumea îl acuză că datorită lui echipa este... Din cauza lui. Datorită lui, că dacă e ceva de rău... Da, dar totodată să recunoaștem... Au sau că datorită lui echipa există? Există. Atunci datorită lui, nu, da, din cauza. Datorită lui, pentru că nimeni nu se băga, nu era nebun, într-o echipă retrogradată, în insolvență, cu foarte mulți bani care trebuia să-i dai creditorilor, statului, da, 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 jucătorilor și așa mai departe. Deci a avut o nebunie. Cred. Acum lumea îl acuză de interes. Dar el oricum este la masa credală acolo. Păi pe el interesează să intre în faliment, să se vândă centru și nu știu mai ce, să-și ia banii. Din punct, așa văd eu lucrurile, din ce citesc în presa locală și ce știu. Da. Eu cred că ar trebui felicitat că e atât de nebun și nu lasă echipa să moară. Pentru că echipa, efectiv, e în insolvență, nu și-a plătit salariați, nu și-a plătit... Cercul tău, relațiile tale, prietenii tăi din Târgu Jiu, ce spui? Bă, Dan, ești nebun, ce faceți voi acolo la Petroșani? Păi, că deja văd și rezultatele. Da, toată lumea știe că o să rămânem aici, o să se transforme tot în Jiu Petroșani, da, și... Da, da, da. Nu în sensul ăsta, în sensul că cum merg treburile, stăm bine pe locul 1... Ce acolo, mă? Te întreabă și bă, Dane, ce faceți voi? Condiții. Că, mă, ești inspectator din Târgu Jiu, o grămadă, da, am văzut. Sigur, da. Da. Deci, ce putem să facem decât să respectăm condițiile pe care le avem? Bun. V-ați făcut deja o strategie pentru perioada de pregătire dincolo de data de 15 ianuarie 2018? Suntem... Vis-a-vis de plecări, dacă știți cineva care pleacă, cine vine, aveți o singură sosire. Bogdan Matei de la, da, Inter Petrila, un jucător fundaș pe, da, care tu l-ai văzut, cred că. Da, și sper să reușesc să țin cât mai mulți jucători. Da, este singurul gol unde ar trebui completat sau ai mai... Că toată lumea... Nu. Trebuie să recunoaștem mai că... am nevoie de nu sigur, știu câți. Nu, trebuie să recunoaștem că echipa nu avea dublurii echilibrate. Echilibrate, pe anumite posturi. Pe anumite posturi. Pe anumite avea. Da, sigur are. Că da, da. Dar pe anumite posturi nu exista acea concurență. De exemplu, feblețea asta mea care îmi place, groia asta, ce joacă de fapt? Fundaș stânga? Nu, e mijlocaș. Mijlocaș. Dreapta a jucat. Da, mijlocaș, deci. Da. Dar l-am folosit și pe postul de fundaș dreapta și foarte postul tânăr, de fundaș stânga. Ani aproape. Da. Da. E junior. L-am folosit pe mai multe posturi pentru că nu aveam... La voi regula este să jucați cu câți jucători? 3. Sub? 3. 21. Sub 19 ani. Sub 19 ani? Da. Păi pe cine mai aveți de la anul? Pe Groia? O să fii mai acoperiți acum. Mai acoperiți? Da. Aha. L-aveți până de la Jiu, Sorin Iordache, ce mai cu el? Mai e la voi? Da, el mai este. La, da. Portarul Mihalache? Da. Apropo de Jiu, da. Liga 4, acum nu știu dacă, de câte ori ai fi văzut. Am jucat și nu un am amical. Avut posibilitatea. N-ai avut. De acolo nu există unul, doi să sară și de acolo. E imposibil. Orațiu Popa se străduiește. Noi am jucat un amical cu ei. Da. Și mai bine să-i vezi în meciul direct. Dar numai că am aflat și eu după aceea că de fapt... Erau o selecționată. Prima repriză când ne-au ținut piept a fost o selecționată în care nu știam... Au lucrat doi de la Petri la doi de nu știu unde. Așa este. Da, da, da. Nu înțelegea nimic. N-am înțeles nimic. Cel mai bine, dacă vreau să-i ajut, era să-i vedem și noi, efectiv... Echipa lui, de fapt. Da. Da. Eu când fac un amical, nu-l fac cu scopul de a câștiga, ci de a vedea ceva. Așa este.
că pot să câștig și să mă păcălesc. Bun. Revenim la 15 ianuarie. Adunarea la Petroșani? Probabil nu. Asta înseamnă. Suntem în discuții să vedem unde poate ne reunim direct unde începe pregătirea. Dacă nu o să fie vremea frumoasă și nu ne permite să ne pregătim aici... Păi, dacă vreți în Cipru, nu puteți. Tot în echipă trebuie să plecați. 100%. Mă aloc, vezi că ne vedem la Nicosia sau la Larnaca. Da, e clar. Aici, dar să vedem și vizita medicală, stabilim data exact. Deci asta este. Petroșan, vizită medicală, probabil, sau Târgu Jiu, mă rog, nu contează. Da, da. Așa? Și după aia, în perioadă de cât? 10 zile de pregătire vă trebuie. Centralizată. Vorbesc așa, de perioadă nu, sunt 14 zile pe care, în care o să facem pregătire fizică generală. Și apoi cantonamentul de iarnă. Sau cum? Da, noi suntem și aici, dacă vin la Petroșani, suntem tot. E adevărat, nu mă refer dacă să ieșiți așa din mediul. Clar o să ieșim, obișnuit. Clar o să ieșim, să vedem unde reușim să plecăm. Uh-huh. În afara țării. Cred că ați fi o premieră, nu știu dacă nu mai fi în divizia C, Liga 3, vreo echipă care s-a pregătit în străinătate. În B, da, dar în C. A, sunt o grămadă, da, și... O fi Petrolul, astea. Da, și Reșița, știu că au făcut... Ei se duc aproape ca au relațiile cu cei din Serbia și Ungaria. Exact, exact. Dar nu știu eu dacă Serbia sau Ungaria sunt țări de a te pregăti iarna la fel cum ar fi o Spanie, un Cipru, o Turcie. Vara au condiții bune. Vara, da. Iarna, cred că se apropie ca și condiții. Păi, scuze-mă, vara și în Austria pot merge. Steaua în Austria merge, nu? Vara. Steaua. Da, în Austria. Costă. Poți oriunde vara. Da, costă. Vorbim de iarnă. Iarna în Croația, în Ungaria. Trebuie să ne gândim și la factorul financiar, că nu ne putem permite să plecăm la Spania. Eu spun așa, o deplasare de genul ăsta costă în jur de 30.000 de euro. Știu de pe vremea Jiului în divizia B, când am mai dus și eu cu ei în Croația, în Turcia, în Cipru. Să mai fie ieftine atunci, cazarea. Da, care... să mai fie ieftine, da, probabil. Da, da, dar da, costă avionul. Eu știu cu ce vede. Depinde sigur, în ce țară. Că în Cipru nu poți merge. Încă suntem în discuții vis-a-vis de organizarea pregătirii. Apoi începe returul pe 4 sau 10 martie? Pe 3 martie, 2-3 atunci. Probabil trebuie să faceți un amical 2. Dacă nu, o să fie mai multe. Mai multe, dar poate faceți în perioada de pregătire atunci, în tot țară și atunci le aveți la zi. Sigur. Pe ce lot mizezi? 24, 26? 25. 25 de jucători. Da. Și-a manifestat cineva dorința să plece dintre domnii actuali? Mai sunt jucători care... Cine? Costea și Mic? Nu. Da, sunt mulți care au jucat prea puțin și, poate vor să joace, vor să meargă, decât să stea la locul 1 și să joace 3 minute pe tot turul, cum au fost situații. Păi care o fie? Știi că... Da, au fost mai mulți copii Manole? Care... Nu. Manole nu, că a jucat... Nu. El nu a jucat când a fost accidentat. Atât. Dar rămâne să ne întâlnim și noi zilele astea cu ei și să ne spună clar... Nu am acum numele în față, că eu ți-a spune pe nume, dar tu nu vrei să-ți spui să ca să... Pentru că n-au fost discuții foarte clare, decât ce avem și noi informații că vor să joace și înțelege. Ați avut o ședință de final de an, bine, nu de aia ca Hagi la restaurant cu lăutari. Da. Dar în care s-au tras niște concluzii? Da, am avut discuția cu principalul finanțator, cu președintele. Da. Am făcut o analiză a fiecărei etape, am făcut o analiză a fiecărui jucător, am înaintat-o. Rămâne discutat acum de analizat și din partea lor această analiză, asta folosesc. Da, din punct de vedere al titularilor, nu știu cine ar putea să sară din echipa asta. Că lucrurile astea, cel puțin ai așa o chestie omogenă de vreo 14 nume. Ceea ce este foarte bine mi-aș dori să rămână, să nu avem solicitări că... De exemplu, Gârlea nu e un portar rău. Sigur. Dar nu va juca niciodată în fața lui Mincă. Și asta, să știți că nu e nici foarte bine, nici ca echipă. Dacă se întâmplă, să ia un cartonaj roșu, să se accidenteze și îți intră un portar care este mult valoric sub portarul numărul 1, știți cum e la portar, 1, 2 și 3. Da, știi cum e, cartonașul roșu ăla poate să-l aștepte și 23 de etape. Da, se poate întâmpla. Da. Se poate întâmpla. Din poziție de ultim apărător, poți să nu faci... Nu cât ai citit presă sportivă, să zic, cărți și, mă rog, așa, exista în anii 60, la Steaua, existau doi portari, Voinescu și Toma, imposibil. Am înțeles. Și ăștia jucau indiferent de scor. Da, știu și povestea. Știi și povestea. Da. O repriză, sau un meci. Nu conta cu apărată la Toma. Ceva? Bun, și eu mi-aș dori la fel. Și mai a fost cineva care făcea... Bine, ăștia au fost clasici, Voinescu și Toma. Ani de zile au mers pe regula asta.
și contemporani. Deci contemporani, la ia să zic, cine zici? Hamutovski cu Hamutovski cu Martin Tudor la Steaua. Cu Martin Tudor la Steaua, care a jucat și la Jiu, Martin Tudor. A venit în anii 90, la început. Protasov, antrenor. Exact. Și erau atât de buni și da, echilibrați valoric, da, încât îi băgau un meci, un meci indiferent de scor. Da. Uite, acum se încearcă, sigur, la un alt nivel, cu Niță și cu Vlad. Ei, nu cred că se încearcă. Nu, e diferența mare. Vrea să-l promoveze pe Vlad mai mult, exact, în cazul în care pleacă Niță și să vândă să-l aibă acolo, cât de cât, cu jocul. Exact, da, exact. Ai dreptate, cu Hamutovski și Marcin Tudor. Da, dar pentru asta trebuie doi portari echilibrați valoric și, da, în plus, să trebuie să aibă niște calități extraordinare, adică să știe că, indiferent ce se întâmplă, va fi rezervă meciul următor. Da. Îi vine iar rândul, fără să-i afecteze evoluțiile. Chiar dacă a apărat de 10 astăzi. Exact. Exact. De ce stăpătușă nu se gândesc că, păi, oricum eu o zi rezervă meciul următor. Poți să... A, da, da, da. Trebuie, da, să ai... E foarte greu de... E greu să coordonat găsești problema asta. Luat individual, fiecare portar are capacitatea. Iar ca să schimbi la repriză, nu poți, că pierzi o schimbare. Exact. Cum? Voi cât aveți? 3? 3, da. 4, 4. A, 4? Nu e rău. Ca la Liga 4. Da, dar eu de principiu să-mi țin o schimbare cât mai aproape de final. Da, evident. Poate... Asta este practica tuturor antrenorilor, da, deci ceea ce mi se pare. Eu spun totdeauna că am 3 schimbări. A patra o țin așa, dacă este pentru prelungiri și dacă am scor, sau dacă am scor, ok, pot să o fac, dacă nu... Bun. Revenind, sigur că ți-e greu ca antrenor, dar și antrenorii o fac, că doar mai citești în presă. Dacă ar fi să faci un top 3, care sunt primele 3 nume care te-au mulțumit în această toamnă? Din echipa aceasta? Da, dacă vrei blurăm, nu punem. Nu. Locul 1, cel mai bun. Nu. Trebuie să existe un cel mai bun. Știu că un antrenor e greu. Nu există. Pune pe mine să fac. Da, deci, chiar trecând peste clișeul clasic, că, da, echipa este cel mai bun jucător. Da, peste un clișeu clasic. Ce? Da, da. Întreabă pe aia pe pusta aici. Toată echipa o merge. Toată echipa. Bine, o merge toată echipa. Nu, trebuie să fim foarte realiști că niciunul nu a avut o evoluție top class la fiecare meci. Au fost și oscilații. E și asta adevărat. Și atunci e greu să nominalizăm 1, 2 și 3. Da. Am fi nedrepți, pentru că ar trebui să efectiv... Dar eu pot să le spun, nu? Da, 100%. Da. Aveți tot dreptul din lume. Și... Bă, uite, să știi că, din păcate, eu care sunt un mare fan al cifrelor, și nici eu nu știu ce să zic, să știi, la un 1, 2, 3. Mie mi-a plăcut Ionița, de exemplu, foarte mult. Nu o fi greșit și el. Mai greșit și el, mai întârzea să ajungă în spate, mai... Și poate l-a salvat portarul, poate sau l-a salvat portarul, bravo. Care a, da, salvat, poate, da, prin acea acțiune... Gruia e o feblețe a mea, dar nu pot să-l bag în primii 3, că nici n-a jucat constant. Da. Bă, nu, el a jucat. A jucat. Primii 5 poate să intre și greu. Nu, da, repet, e foarte greu să nominalizăm, pentru că nu este... Revenind la Steaua lui Protasov, că știam echipa începând cu Otar, Neșu, da, Goian, Neșu pe stânga, Rădoi, Ogăraru pe dreapta, Ogăraru, da, Paraschiv, Rădoi cu, mai știu cine juca fundaș central. Cu Goian. Cu Goian, Goian, asta, da, o poezie, Ogăraru, exact, Goian, Rădoi, exact, Neșu. Exact, Boștină mergea de stânga. Victoraș și Iacob cu Dică în față. Exact. Așa este, sau cu ăla, cu Vali Badea. Nu putem să facem la fel. Da, este. Nu a fost totuși o echipă, v-am spus, din cauza omogenității și lipsei de timp pentru a omogeniza, nu a existat pregătire, ca antrenament, am revenit asupra factorilor, să putem să nominalizăm care e primul 11. Bun, deci s-a conturat prima, să zic așa, până la prima etapă, prima etapă fiind în, la Sibiu, în deplasare. Care dintre echipele, apropo, urmăritoare, ți se par cele mai de luat în seamă? Nu ar fi toate, acum aici pot să zic, bă, cam astea două ar fi. Ținând cont că am știindu-le făcut și la Cermei și posibilitățile, sau, da, cu Lugoșu, care până în ultimele etape nu a fost totuși o echipă... Sigur că da, dintr-o dată a apărut. Exact, așa mai este pe final a, da, prins, da, câteva, da, da, meciuri, da, da, mai bune. Petroescu, sau cum cheamă? Petroescu. Petroescu. E unul vechi la ei, de mult timp. Vechi, un antrenor foarte bun, care a promovat Poli Timișoara în Liga 1. Exact. Pe Recaș. Pe Recaș, ACS, eu așa le zic, deci, la ea, ACS, da, Recaș, Poli. Da. E un antrenor... Acea echipă are un antrenor experimentat, foarte bun, dar au fost oscilații. Probabil și lotul nu a fost... Da, da. Deci ar fi Lugoju de luat în seamă? Da, dar principalele contracandidate, să spun așa... La locul întâi. La locul întâi, da, sunt Craiova și Reșița. Dar noi ne putem încurca, da, oriunde, dacă suntem
Totul depinde de voi, că, da, nu, exact, că nu mai stați la mâna unor rezultate. N-am vrut să bag pe jocul clasic, principala contracandidată suntem noi. Așa, adică, este. Nu, aia, bun, e clar că iarăși e un bicep. Dacă veți tăia pe locul întâi, ajungeți în divizia BC, ați făcut deja, că nu mai e mult, 6 luni până atunci. Ați făcut așa o strategie, ce ar fi divizia aia B? Da, trebuie să promovăm obligatoriu. În primul an. Bun, azi, hai să socotim că suntem astăzi în 10 iunie. Da. Nu? Că atunci se termină, parcă. Da. O 4, nu știu. Acolo. Ceva pe acolo. De-a doua zi, ce se întâmplă? Începe. Bani sunt? Pac, jucători, iar mai, da, trebuie. Tabelă electronică, iarbă schimbată, nu știu, zic și, da, eu. Da. Teren orată jalnic acum, după ultima intrare a echipei din Liga 4. Eu sunt convins că dacă primăria s-ar înțelege și ar preda... Cu domnii? Exact. N-am început pe 5 iunie nebunia asta cu tabelă, ce spuneți, da, cu afara stadionului, și s-ar începe de mâine, probabil. De mâine, așa este. Eu știu ce se vrea, să avem acolo o cantină. Și da, 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 și e loc. Exact. Nu știu dacă ai fost în sunt spate. Sunt în spate acolo, tot, perfect, cu bucătărie, cu absolut tot, restaurant, da, da, tot, tot, tot. Da, 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 da. Păi deci, vorba echipe de când juca și eu, în divizia mâncau acolo. Ce nu era rușine. Da, deci da, totul ar demara foarte rapid. Cu echipa de Liga 4 ce se va întâmpla? Devine satelit, automat. Da. Echipa a doua. Rămâne, da, poate să rămână Liga a 4 sau cum, nu știu. A 4 o să promovez după aceea. Da. Pe mine m-ar bucura enorm de mult să am o echipa a doua. Să că pot să le dau meciuri în picioare la cei care nu joacă. Și așa automat, fi... de acolo poți să iei, nu știu cât, 7, e o regulament parcă. Sunt 15 jucători, e o listă cu 15 jucători. 15, așa. Pe care nu-i dai. A, nu-i dai. Da, dar restul... Nu-i dai tu de la prima echipă, da, nu-i dai. Da, a, da. Dar restul... Dar sunt 10 jucători care... Exact. Liniștit. Și este fantastic să poți să... Da, să mi-aduc aminte meciuri. Divizia în 2006, când era Jiu, jucau la Vulcan, că devenise satelit, Militarul, Drida, nume pe care le știi. Da. Și alții. Vezan, uite, întreabă-l, da, pe, da, Vezan. Vezan juca la Vulcan. Și este... Făcea parte din lista aia care Ovidiu Vezan putea să joace la satelit. Este foarte important să se realizeze această... Eu am auzit preluare ceva, dar probabil nu știi, că pleacă Vezan, totuși nu știi nimic. Acum a plecat în vacanță, nu, mai departe, nu știu. De la Arad, unde este el. Da. De la Arad. Bun. Hai să discutăm puțin și colateral despre Liga a doua. Cum vezi lupta acolo în sus? O surpriză această Dunărea Călăraș, venită de nicăieri. Omul sfințește locul. Se... Omul sfințește locul. Odată. Vine Alexa, ia după 5-6, da. Antrenor, da. După Mihalcea, dar nu știu ce au fost înaintea lui. Au fost doi, cred. Antrenor, da, a stat... Da, da, deci a venit Alexa. Și dintr-o... De pe loc retrogradabil, că erau pe loc retrogradabil, da, termină pe locul 1. Pe locul 1. Punct. Intră primele două, nu? Intră primele două. Sibiu, cred că? Da. Ar merita orașul ăla, să știi. 100%. Ar merita. Interesantă. Pelici sau cine e acolo întâlnit? Pelici, da. Pelici. Uite, el are echipa a doua, îi convine. Joci în Bej, joci Hermannstadt, chiar dacă nu, e acolo și Sibiu, Sibiu au jucători foarte buni care i-au și împrumutat. La echipa a doua simt copii care se joace. Deci cresc copii la echipa a doua, iar care nu puteau să prindă prima echipă, să spun așa, i-au împrumutat să joace tot în Liga 3 la echipe bune. Am văzut aici în prima etapă, n-au spus mare lucru, dar în sfârșit, și ei pe acolo. Mă, da, refer la Hermannstadt 2, da, 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 din liga asta. Există o strategie. Dacă nu ai o strategie ca și club și nu pleci dinainte cu ceva, cu un scop, da, mergi numai pe, eu știu, întâmplător, citeam de Sepsi. Sepsi, Sfântul Gheorghe. Anul trecut, i-au promovat Liga 4, a doua în Liga 3, Liga, da, 2. Da, da. Când au început Liga 2, ba chiar în pauza de iarnă, ei se gândeau să nu retrogradeze. Deci nu au avut o strategie. Și acum e foarte greu. S-au trezit acum aici, îi mâncă toți. Da. S-au trezit dintr-o dată pentru că lipsește acea strategie clară, ce vrem să facem, de unde plecăm, ce trebuie să facem ca să reușim ceea ce ne-am propus. Dintr-o dată, în decurs de câteva luni de zile, Doamne, ce ne facem? Am vrut să le promovăm. Da, 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 da. Asta e marea problemă. E, dacă, în schimb, lucrurile sunt planificate din timp și știm clar ce scop avem, da, poți să preîntâmpini anumite, multe, multe probleme care le poți avea, inclusiv cu, eu știu, jucători, să te orientezi de acum să găsești jucători care să te ajute pe viitor, să nu fie o surpriză, promovezi și haide să schimbăm 25 jucători.
Da, ai da. schimbat 25 de jucători și vrei să mai faci și să joci și fotbal. Fiind la ora de final de bilanț de an, discutăm și de Liga 1. Cum ți se pare actuala ierarhie? Cea corectă? CFR-ul, Steaua să fie singurele favorite? Urâtă. Eu sunt stelist și îmi place. Și eu sunt stelist, trebuie să recunosc. Dinamo București, ce zici? Apropo de Steaua, cum ți se pare aiureala asta cu Armata, cu FCSB, cu... De fapt, noi cu ce ținem acum? Cu FCSB-ul? Sau pentru mine Steaua. S-o numi FCSB. Eu așa zic, FCSB Steaua, totdeauna așa zic. Da, pentru mine Steaua. Și acum, pentru ei. Dacă a fost o eroare judiciară sau juridică, nu știu cum să o numesc, da. Care a mers 10-15 ani de zile fără să fie sesizată și exact. Dată vine și schimb, e ca și cum, nu știu cum să mă exprim, afli după 15 ani de că zile... Că te cheamă altfel. Sau... Nu, sau copilul care l-am crescut, că l-a încurcat cineva la naștere. Păi mă duc foarte bine, îi dau, dar nu-mi dau copilul meu de 15 ani de zile, că nu e ăsta, bine, atunci îi chelau pe celălalt. Mă duc, dacă pot să am grijă de celălalt, dar e inima mea. Da. Acum că aflu că Becali, nu știu ce, a încurcat juridic o hârtie acolo... Nu, eu, nu, e lui. Da. Ai lui, nu ia nimeni rezultatele care au fost în această perioadă. Eu am ținut cu Steaua și Steaua rămân. Din punctul meu de vedere, da. Doar la noi se poate întâmpla așa ceva. Așa. Să stăm mai mult pe la comisie, cum e și cu Șirineasa acum. Da. Adică, să-mi fie cu iertare, Reșița și de când a venit Oprița. Dar nici Reșița nu știm cine e, că una e Metalul, alții spun că Metalul e continuatorul, VCM școlar. Pe teren au pierdut o grămadă de meciuri, da. S-au făcut egaluri, o grămadă de puncte au pierdut. Exact. Și cu venirea lor. Ce vor, de fapt? Dar de atunci au început... Să scoată Șirineasa ca să intre ei, nu se poate. E ca și cum, eu știu, participi la o cursă de atletism, nu mai poți să-l țin pe cel din față, dar îi dai peste picioare. Așa e. Și aștept exact. Să se împiedice sau îi faci tot felul de piedici ca să-l întreci. Sau la ciclism. Exact, exact. O roată și la revedere. Cam așa pare și aici. Nu pot cum trebuie, nu... Haideți că prea mult stăm prin birouri și prea puțin se joacă fotbal în teren. Cu Steaua la fel. Foarte multe lucruri care nu m-ar mira peste 2 ani de zile să vedem că de fapt totul e bine și frumos și aceastea. Și atunci cei care s-au separat, cum se simt? Cu atât mai mult cu cât eu nu înțeleg pe ăștia, nu știu așa, ura au prins pe Becali, pe ăștia vechi, nu înțeleg, pe Lăcătuș, pe Balin, toată trupa aia care e acolo, Bumbescu, toată admirația pentru ei ca jucător, dar nu înțeleg. Cu atât mai lucru să știe de acum că echipa asta, Steaua, cum e o fizicând CSA, nu are voie să joace acolo la un anumit nivel. Păi, totuși cum? O duc cu ei până în Liga a doua, am înțeles, sau nu știu? Păi au... Probabil că s-au bucurat să pună mâna pe brand, să ia brandul și cred că brandul acela va atrage mulți bani după aceea și îl pot... A, să-l treacă la privat. Exact. Asta dar trebuia odată demarat să înceapă și odată în Liga a doua, Steaua în Liga a doua, care poate să joace în Ghencea, să zic așa, care stadionul, va atrage bani... Care stadion Ghencea, am înțeles că se reface și ăsta. Exact, da. Acum. Da. Bun. Deci în play-off cam astea sunt. Poate Dinamo s-ar putea să intre, că ajută și rezultatele acum în ultima etapă. Bine, noi discutăm m-aș bucura în ultime etape. O echipă care joacă și ar merita să fie în play-off e Poliaș. Poliaș. Dar îți dai seama că dacă Dinamo pierde acum în ultima etapă și nu va încă, îi trebuie să câștige în primul rând, da? Nu știu, cu ce joacă acasă? Nu, cu cine joacă? Nu cu Voluntariu. Nu știu, îmi vine ultima etapă. Au un meci ușor. Dacă nu-l câștigă, cred că zboară toți de acolo, Miruță în frunte. Și ăla se dă mare dinamovist. Da, asta e o mare problemă la cluburile cu tradiție de la noi, pentru că se caută mereu și se folosesc de acest lucru, să fac o paranteză, folosesc ca exemplu cluburile din afară. Uite, și la Ajax vine... Păi, Ducadam, de ce crezi că este la Steaua? Că el, de fapt, e imagine. Dar noi se caută, domnule, să luăm jucători și antrenori care au fost aici, care se... Ei, eu spun doar atât. Pe cine iubește galeria cel mai mult? Un fost dinamovist care e antrenor sau unul care ține echipa pe locul 1? Așa este. Pentru că te iubește galeria că ai fost jucător acolo și te aplaude și ce te iubește două etape, și la al treilea începe să strige ca... Ieși afară, du-te acasă. Care a fost drăb Batistele albe. Da, da, da. Ei, la noi asta e problema, hai să căutăm foști. Cum vezi traseul în continuare profesioniști în Europa, după ce Lazio Roma a căzut adversar pentru echipa roșu-albastră? FCSB Steaua. Dumneavoastră ce credeți? Imposibil de trecut. 0% șanse. Pentru că n-au arătat 30% mare lucru. 30% ca să mă folosesc un sondaj pe citesc presa online și apare acolo un sondaj
Și scrie acolo, era ce șanse sunt și votez, da sau nu, crezi că va trece și am dat eu un vot acolo. Hai, dacă da, că ne calificăm, probabil, nu? Ca suporter sau ce? Ca suporter sau nu știu. Era o întrebare dacă eu cred. A, exact. Nu dacă vreau. Da, dacă tu crezi, nu eu vreau să câștigăm. De vrem, tot vrem. Da, dacă, ce cred? Nu cred. Nu cred, pentru că e foarte dificil să treci de o putere. Nu avem niciun argument în fața lor. În primul rând, sunt echipa e mult slăbită ca joc. Nici nu dă speranțe. Nu ne putem raporta la ce joacă în campionat, că prins niște descurci și ai bătut aici. Cazul Timișoara. Exact, exact. Poți să faci raporturile. Da, că ăștia buni nu mai joacă nimic. Nu putem să comparăm nici măcar Steaua de acum cu Steaua care elimina sau era eliminată de Chelsea, păi care arăta ceva. Exact, 70 de minute nu putea, dar 70 de minute putea să joace să, aproape la egal la egal. Păi sau pe Ajax sau pe... Despre ce formă sportivă vorbim a Stelei când tu te bazezi în continuare pe Constanța lui Mihai Pintili, care nici măcar nu e cel mai tehnic jucător al echipei. Dar își face treaba omul ăla. Păi dacă de la Pintili discutăm jos pălăria pentru el, că e prieten cu el, l-am iubit când a jucat la Jiu. Dar totuși cu atâtea valori aduse pe bani mulți. Pintilic vorba aia, 5-6 ani de când joacă acolo. Da. Și ăștia joacă sub el. Nu se poate. Budescu, Banu, că nu poate Cola, Libec nu poate Cola, la ce e asta? Pe ăștia doi aș cam trimite la plimbare. Pe bune, dacă nu. E... Și râs, frate. Asta e, cu Lazio oricum nu mă calific. Cu ei sau fără ei. Oricum, ăla se duce la operație, am înțeles, la Libec. Da. E... O mare dezamăgire. E mare dezamăgire. Mare pentru că... Azi că vine Rusescu înapoi, poate că... Așa se zice. Că... Păi, e ultimul gol cețel al Stelei. Da, ultimul ok. Ei. La noi merge reșaparea mereu. Merge, sigur. Merge bine, bine. Așa este. Așa este. Merge reșaparea. Perfect. Mă îndoiesc, repet, mă îndoiesc că va putea trece de Lazio. Prea greu adversar au prins, totuși. Păi, până la urmă, e dublă manșă, nu? Da. Dacă ar fi un singur meci, zici că, eu știu, faci antijoc. Se poate, da. Dar două meciuri e cam greu să... Păi ăștia erau cei mai grei. Atletico Madrid, Lazio, Lisabona, Sporting Lisabona și, bă, mă rog, pentru Steaua erau mai mulți grei. Asta spun și eu. Da. Asta... Atalanta, așa, era o problemă. Nu se compară ca și nume. Nu, sigur că da. Dar... totuși, adversare destul de... Da, deci că ni se cam încheie povestea la primăvară. Mi-aș dori să mai avem meciul. Și ca să punem final la... Că am urcat așa de la Liga 3-a, ne-am dus până sus. Naționala, cum o vezi pentru viitorul campionat european? Că de mondial nu mai avem. Cosmin Contra are să capacitatea să... Va demonstra. Facă altceva. Va demonstra. Și există de fond de jucători. Uite, vin ăștia mici. Under 17, 18, 19. E ok aici. Stăm bine. Under 21, Under 9. Under 21, da. E o situație în care toată lumea îl blamează pe Burleanu, că a făcut, că a adres, că a distrus, a desfințat un centru de excelență pe care l-a înființat, practic. Da. Din motive, dacă asculți și partea care nu-l acuză, da, nu neapărat care îl susține, o parte neutră, o să demonteze lucrurile acestea. Eu le-am ascultat, am citit, m-am informat despre argumentele fiecărei părți. Însă, trecând peste astea, cred că Burleanu are un mare merit dacă Naționala va reuși să se califice la european, la campionatul european, pentru că a produs jucători tineri care, iată că la Under 19, Under 21, nu mai suntem... Deci e bună regula aia să joace obligatoriu? E bună pentru Națională, pentru noi... Pentru cluburi e... Atât. Da, dar ne gândim puțin, joacă la Liga 1, te obligă să joci cu... Credeți că Becali mai cumpără la atâția jucători Under 21 de la Viitorul sau Viitorul mai... Niciodată. Nici Viitorul poate nu avea, datorită acestei reguli... Acum Viitorul joacă Steaua acum. Steaua, da. Etapă, dar da, nu știu, da, Dinamo. Dinamo, ziceam. Aș vrea să întreb din regie, pentru că nu am un control, câte minute mai avem. Da, bun, cam câte vrem, zice-se. Bun. Păi, ce să zic, că... Ce ar mai fi de zis? Mi-a scăpat ceva și vrei să ne spui? Că e posibil să îmi fi scăpat. Nu vreau vis-a-vis decât, de public, de... Asta, nu vreau decât să mulțumesc tuturor celor care au venit la meciurile de acasă. Să știi că un mare lucru la divizia D, Liga, uite, a fost la Liga 4, Jiu cu Aurul Brad, da? Jiu, care e încă recunoscută de
partea dura a galeriei, să zic așa, ca jiu, ceea ce e și normal. 50 de oameni au fost. Pe când la voi, 1000, 2000. Spre ce vorbim? A fost la Pandurii cu Astra, când Astra ieșise campion. Campioană, da, așa. Da, da. La Severin. Așa. Și a fost 60, 59. Da, 59-60 de bilete vândute. Am fost la un meci Pandurii, tot la Severin, Pandurii cu, nu mai știu, gaz metan, nu mai știu exact, 19 bilete vândute. Lumea. Nici la Craiova, nu e interesat nici pa. Mă, cum să nu vii când joacă? În primul rând, condițiile. Trebuie să recunoaștem. Condițiile? Condițiile. Eu sunt convins că stadionul de la... 2009 a fost inaugurat pe 1 decembrie și știu dar de ce. Dar nu e al tău. Atunci ziua aniversa 90 de ani de experiență. Este foarte important. Păi nu, dar să vină aia de acolo, localnici. E foarte important să... să... Ce, Șirineasa e a Petroșanului? Nu. Da. Da, da, eu sunt convins că lumea... Sigur că a asimilat-o ușor, ușor, că să știe exact, ce se vrea. Exact. De acord. Exact. Dom'le, juridic nu poți să schimbi numele acum. Da, da, da. Dar exact. Asta este acum. Se joacă, mă, cu tricou oral negre, cu... se vede că exact. E o intenție. S-au inscripționat autocarle, da, absolut. Da, da, deci da. Se vede că este bună voință. Apropo, să le mai spui că și Sarcen au promis să ia alea cu roșu de pe autocare. Să pună al negru. Al negru, da. Probabil eu iritat pe oameni chestia asta, da? Să știi, da. Și Nicu a zis, domnule, da, 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 aveți dreptate. Noi am dat comandă, nu ne-am gândit. E posibil. Da, sigur, sigur. Dar dă rău, știi, când vezi roșu ăla, te gândești la Dinamo imediat, la alte... alte nebunii. Da, 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 gândiți-vă că în Târgu Jiu, dacă va juca Pandurii acolo, da, cu siguranță stadionul va fi plin. Dar dacă ar fi să joace, să vină să joace UTA, chiar dacă e stadionul frumos, da, nu va veni lumea. Sau Șirineasa. Sau Șirineasa. Așa este. Dar că nu te identifici cu brandul. Exact. Trebuie să avem o identitate acolo. Și lumea va veni indiferent de ligă în care, unde te afli. Stadionul din Severin era frumos, dar nu era lor. Da. Craiova. Haideți să ne uităm la Craiova. Craiova nu avea început să nu mai avea audiență. Am vândut tot cu Clujul aproape, la meciul cu CFR-ul, care peste mâine. Chiar și eu. Mâine. Am luat două bilete, merg cu soția. Când e meciul? Mâine seara la 8:30. Ai cât e un bilet chiar? 40 de lei la tribuna a doua. Mai înseamnă la 10, 8 euro. La, aproximativ, da. 7-8 euro. Da. Deci abia ai găsit la tribuna a doua. La tribuna a întâi, pardon. La tribuna a întâi. Da. Dar sunt 6.000 de abonamente care s-au dat imediat. Aia automat s-a ocupat. Ei, și dacă venea în schimb Șirineasa să joace acolo, chiar și în Liga 1, Sepsi. Nu, venea dacă Sepsi. Juca Craiova cu CFR-ul la Severin, nu erau vândute 2.000. S-au vândut când a jucat cu Steaua. Da, Steaua vinde Steaua bilete ce vinde oriunde, nu e o problemă. Și la Hasek, dacă da, merge, nu e așa este, o problemă așa este cu Steaua. Vin pentru Steaua, nu pentru da, deci, cei care sunt gazdă. Primul rând trebuie să ai o echipă cu identitate și apoi condiții. Pentru că condiții. Oamenii iarăși preferă decât să stea în ploaie și în frig și... Deci meciul este mâine seara la... 20:30. Mă iară folosesc mâine, în cursul serii de sâmbătă, da. La 20:30. Da. Da. Deci la ora când se difuzează emisiunea, știm rezultatul, da, știm tot. Și eu mi-am luat bilete la Real Madrid cu Barcelona săptămâna viitoare. Doamne ajută! Eu m-am luat cu Craiova și veniți din altă și zonezi. Deci ea nu mai spunea. Da, e un cadou care l-am primit de Crăciun și nu pot să ratez meciul. Foarte frumos cadou. Planetei, să zic așa. Da, da. Ca pentru un om care se ocupă de sport, e ceva mai mult de atâta nu poți să-ți dorești, da, decât da, un Real Barça și cu siguranță va fi o atmosferă cu 80.000 de oameni. Eu am fost aseară la meciul cu Juventus, finala, tot da, pe da, Bernabeu, dar pe ecrane. Tot așa m-am nimerit, mergeam undeva în concediu și am prins acolo o zi în care a fost finala, nu vrei să știi ce atmosferă, 4-1, știi scorul, final, nu? Da, final. Da, da. Incredibil ce a fost acolo. Și a doua zi, primirea echipei, live, aia deja live am văzut-o, deci asta ar fi a treia experiență, dar de data asta meci oficial în care eu fiind un suporter al echipei, cu cine ții? Cu Real sau Barça? Cu Real. Cu Real. Sper să-i apuce la 5 puncte, dacă nu se ducă ea prea mult. Și da, da. S-a cam terminat acolo. La ei deja 11 puncte enorm. Hai că pe Șirineasa, Doamne ferii, mai poate prinde Lugojul. Dar pe aia nu ai cum să mai prinzi. Că așa este. Trebuie să ia Barcelona câte? 3 bătăi. Pentru că dacă o echipă acolo reușește să-și facă acest avantaj, înseamnă că are o putere extraordinară. Îți dai seama. Extraordinar. Și nu știu, Real a venit după vacanța aia, puțin ocupată, obosită, cu turnee prin Japonia, prin Mexic. Sau... strategia lor trebuie să... marketingul trebuie să și vândă. Acolo marketingul. Să corect, marketingul nu vorbește. Da. Nu știu cât e de valabilă chestia cu Neymar, dar ar fi senzațional. Presa spaniolă vorbește tot timpul de acest
E o nebunie la ce s-a ajuns. E o nebunie, să plătească 200... Da, că, ca să-l aducă pe la treabă mai mult. Păi probabil că dacă eu iau cu 222 îl dau și cu 500. Cu... Să-mi pun acolo ceva, vorba aia. Pun ceva, un 200. Pun și 200 acolo. E o nebunie. Ce... Bine, domnul Dan. Deci cam astea ar fi poveștile despre Șirineasa, de la Șirineasa la deci, Real și de la... Deci, de Jiu, să... Cum ne... vreau să ne știe lumea și ne știe așa, lumea. Așa, cu Jiu, da, hai să chem asta cu Jiu. Deci intenția voastră este clar de a vă identifica tot mai mult cu 100%. Brandul Jiu, de a discuta la anul pe vremea asta, Jiu Petroșan la nivelul diviziei B ocupă locul 6. Da. Ar fi bine. 1. Și 1, da. Nu e 1. Obligatoriu, da. Deci obligatoriu trebuie să... Să nu zici că mai am putea vedea echipă. Uite, peste 3 ani împlinește 100 de ani. Ar fi culmea să 2019, vedem. 2019, planul este... La 100 echipa. De ani, la centenarul echipei, exact. Incredibil. Da. Deci oamenii știu treaba asta cu 2019-1919. Exact. Aceasta este discuția cu principalul finanțator, da. Să facem o echipă încât atunci când se împlinesc 100 de ani, să putem să atacăm divizia prima ligă. Da. Iar scopul meu este să, prin joc și prin prestația echipei... Păi să calculăm așa, băbește, la anul 2018... Da, ai dreptate. Așa este. Intrăm în B, facem un an de B și da. Exact. Un an de B, că trebuie să trage anul ăla de B. Exact. Dar există potența financiară, există dorință, există... Da. Și există și multe slabe în Liga 2, să fim serioși. Multe din anul 20, cred că, eu zic, 8 n-au ce căuta. Repet, strategia e deja controlată de acum, nu așteptăm să vedem ce se întâmplă. Da, 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 corect, indiferent cine va fi acolo la luptă. Indiferent cine da, ar fi, este și... Ar fi ceva incredibil să se aneverseze 100 de ani de fotbal la Petroșan cu revenire echipei în Liga 1. E incredibil. Iar scopul meu este pe termen scurt. Și 90 de ani... 2000 de spectatori se transformă în 7.000, 10.000, cât o putea să ducă. 6.000, dacă da, e tot e da. Bine. La Liga 2, dacă va avea 5.000 da. De oameni, cam așa ar fi incredibil. Păi sunt echipe, repet, ce am vorbit, în Liga 1, care vin care cu 19 bilete vânduți. Câteva sute. Da. Da. Uite, e bine că revin brandurile. Eu mă bucur foarte mult pentru Universitatea Cluj, mă bucur pentru Petrolul Ploiești, au stadioane frumoase. Vitorul Constanța. Farul Constanța. Farul Constanța, da. Ce Farul. Mai vine pe acolo de până B? Ripensia, dar mă rog, nu știu dacă va intra. Dar și ea este o echipă de tradiție. Astea din București, Progresul, da, ce mai fi pe acolo? Sportul Studențesc. Rapidul. Mai... Rapidul, da, uite. Mai Rapidul, da, ar fi frumos peste 3 ani să vedem derbiuri de astea. Rapid Jiu și U Cluj Petrolul. Sună altfel decât Miroslava cu Șirineasa, nu? 100%. Da. Domnul Dan, încă o dată mulțumesc. Doresc ție, soției, să aveți vizionare bună la marele meci. Și ce să zic, sper să ne revedem la anul într-o altă emisiune în care să discutăm cel puțin de la parametrii ăștia, că suntem pe locul întâi, cu viitoarea echipă Jiul Petroșani, care a devenit așa din ceea ce a însemnat aducerea echipei AC Șirineasa la Petroșani. Mulțumesc telespectatorilor, la revedere pe o ediție viitoare. Îți strâng mâna la revedere, și spun o dată la mulți ani. Mulțumesc pentru invitație. Și să auzim numai de bine. Doamnește.